Ce nu știai despre Emil Rengle, faimosul de la Survivor România? Tânărul a acceptat, cu sufletul deschis, să participe în competiția din Republica Dominicană pentru a-și testa limitele. În cadrul unei emisiuni, coregraful a făcut dezvăluiri despre familia lui, dar și despre primul job pe care l-a avut la vârsta de 15 ani. Emil Rengle a acceptat să facă parte din competiția dură din Republica Dominicană. Coregraful este parte a echipei faimoșilor, la Survivor România. În urmă cu ceva vreme, mai cu seamă în anul 2018, Emil Rengle povestea, în cadrul emisiunii Românii au talent, despre familia sa. Acesta provine dintr-o familie modestă, din Oradea, iar, odată cu trecerea anilor, faimosul a reușit să-și construiască o carieră. Totuși, pasiunea către dans și-a descoperit-o atunci când mama lui l-a dus la o sală de dans. Vreau să-i ajut pe ai mei, să le ofer un trai mai bun. Am o familie simplă, tata e taximetrist, mama e casnică în prezent, dar a lucrat la o fabrică de pantofi, iar sora mea, Dalma, 29 de ani, e angajată într-o fabrică din Oradea. Deci condițiile noastre de trai nu au fost excelente, am învățat să fim uniți, mereu ne-am găsit fericirea în lucruri simple, pentru că dragostea învinge orice obstacol. Noi avem o relație deschisă, așa că în viitorul apropiat ne vom așeza cu toții la masă și vom decide ce vom face pentru noi, mărturisea Emil Rengle. În prezent însă, sora coregrafului este asociată cu el într-un studio de dans, deschis chiar de Emil Rengle, la Oradea. De asemenea, sora lui lucrează și ca manicuristă. Emil Rengle a trecut prin mai multe etape la locul de muncă pe care l-a avut la 15 ani. Așa cum a povestit și faimosul de la Survivor România, a fost angajat într-un local și lucra câte 4 ore pe zi. Tânărul susține că i-a plăcut experiența și a fost foarte bucuros în momentul în care a început să ia contact cu cei care erau clienți. Aveam 15 sau 16 ani când m-am angajat prima dată. Puteai să te angajezi 4 ore pe zi. A fost o experiență mișto, să zic așa, că a trebuit să trec prin toate fazele. Prima oară când m-au angajat eram pe sală, adică ștergeam pe jos și ștergeam mesele și adunam tăvile. Apoi, am intrat în bucătărie, unde puneam efectiv burgerul să se prăgească și cartofii, iar, după aceea, am ajuns la casierie. Acolo deja luam contact cu oamenii, ceea ce îmi plăcea și eram cel mai fericit, povestea faimosului.